Să știți să aștepți făgăduința ce negreșit se va împlini, cu încredințarea neclintită că tot ce-i scris așa va fi. Nici cât de lungă întârziere, nici cât de mulți și tari vrăjmași, să nu-ți înfrângă încredințarea, să lupți crezând, să nu te lași. Să știi să aștepți și suferința, că și ea are de împlinit o mare taină în viața celui ce cu Hristos se prea unit. Dar oricare ar fi cuptorul și orice flăcări te-ar încinge, nimic nu-ți frângă încredințarea, să rabzi, crezând că ai să învingi. Să știi să aștepți și izbăvirea, căci și ea are vremea ei, cu neclintită încredințare că va veni și o vei vedea. Oricâte piedici s-ar pune și orice zăvoare ți-o închid, nimic nu-ți frângă încredințarea. La timp va cade orice zid. Să știi să aștepți frumos și moartea, căci și așa are clipa ei. Cu credințarea neclintită pe-al vieții veșnice temei. În orice fel ți-ar fi plecarea și ori și unde ar fi să mori, nimic nu-ți frângă încredințarea că mergi spre strălucirii sori. Dar și mai mult să aștepți pe Domnul, mai grabnic decât tot ce aștepți, cu neclintită încredințare cu care așteaptă toți cei drepți. Durerea poate n-o să vină, nici moartea chiar înaintea sa. Nimic nu-ți frângă încredințarea că vine El și-L vei vedea. Amin.